Bună ziua, 24 ianuarie 2024. Suntem la Iepuraș, acum apoiată această iepuroaică, metisă. Înseamnă Iepuraș de Transilvania. Iarăși apoiat foarte bine. 13 pui. Folosesc și ca doică, are foarte multe fătări, mamă foarte bună. Mi-a dus și 11-12 pui. Vom vedea câți va duce acum. Mâncărică bună. Morcov aici, amestecul. A fost montată cu mascolul din Germania, 95 puncte. Aici avem o californiană, 4 pui de uriaș, 2 aia, puia nouă. Tata puiilor la californiană e mascolul de la Denin. Aici o bătrână de-a mea. Are vreo 3 ani. Aici o femeie la californian. Și îi spune eroina că mai primite încă 5 pui de uriaș. Și-a murit mama lor. Este tot ok. Un mascul din nemți. Se trage din origine. Femeia la DN-ul de la ghițică la pis. Așteptăm să puie și ea. Să-și face cuib. Are 2 zile peste termen. Găinile le-am dat de mâncare. Aici au, aici am metișe, le frig. Este un grad, două. Femeia de uriaș cu cei 7 pui adoptivi, 4 ei au fost mutați. Sunt ok și ei. Îi mai astupăm. Cum lor numai le-așa frig, au început să le crescă părul. Mascul de Wechselberg. Aici o fenele 96.5, masculul de la Paul Luțiu. Încă am dat această femeie, este cea mai bună, 9 pui duce, din 11. Cu un cuib. Mamă foarte agresivă. Acum pune mâna pe pui, numai dacă o scoți afară, sare mușc. Avem californiană rea, pe ea avem rea. Această femeie are și rea, acum s-a mai îndrățit un pic. Și are 7 pe chindei. Aceasta la are 27. În blagă acum. Femeia de la Ionuț. Scolul de neu. Femeia de uriaș. 5 pe chindei. Au cred că o lună acolo. Cealaltă cu 4. Campioană de 97 de puncte, că nu a rămas gestantă, tot o băgăm la munt, austriaca. Cealaltă femeie la ce n-a avut grijă de pui, i-a omorât. Am mai dat-o la munt, venea dacă vă rămâne gestantă. Avem undeva de la 41 de pui de uriaș, 14 californieni și cu cei 12 de azi și cu încă 4, 16 metiși. Sunt foarte bine anul acesta. Vin și purcelașii. Ies acolo, acum ies afară. Cuții! Este metiș Duro cu Petrean, Marileal. Vom vedea, toamnă, cum vor fi de mari, cum se vor face. Baloții ce am adus. Avem niște paie aici în saci, mai coști, lădițe cu care am adus iepuri. Avem și alea de transport. Cocoșul de-a meu racanu, că îl bate pe ăla de New Hampshire. Sunt foarte agresivi ăștia. Iar pe cel de New Hampshire, bătrânul, îl primește bătaie, el e stăpânul. Marans. Sunt foarte sensibili, au pene pe picioare. Mai avem aici așa câteva metiși, restul New Hampshire.
Australop, alb, albastru, negru, splash. Am și foarte bune găini motoare. Făcut amestecul de pisat, orzoaică, un pic de ovăz, porumb, tărâțe. Îi dau și apă caldă, mai primesc și ce rămâne din casă. Dacă s-a liniștit, e ok să vă la... Aceasta e femeia californiană agresivă. Îi bag mâna de aia, se aruncă. Unul a rămas mai micuțel, văd că a fost mai mic tot timpul și un cuib. De fapt, iar... Anul trecut nu prea am avut noroc la ea, nu mi-a ținut pui. Anul acesta este ok, m-am bucurat. Aceasta este foarte bună mamă. Un cam micuț, a fost 10, au o lună cam așa. Bine când au murit, cresc ei, o pelică bună. Aici mai o cloșcă cu 3 puișori, i-a început și sau. Avem ce face, ne prinde pisica, mor aici, e frig afară dacă îi lăs liber. Mergem înainte. Aici o metisă, eu am șer cu găină normal, are un pic de pene pe picioare. Eu am șer, cum vedeți, îndelate. Am un rocană cocoș. Sunt 4 grade. Nu mă pic, mă apropie deja, plânge și agresivă. Zi bună la toată lumea. Uite, am început, văd că să mă bei apă și la nipul aici. Aici am 3 femele cu mascul, aici jos 3 femele cu 2 masculi. Este bun deocamdată procentajă. Mamă, foarte bună. 96,5 și 96 punctaj, două expoziții avut. Tata masculul de Wechselberg. Aceasta, parcă 96 și 96 jumate. Aceasta 2 de 96 jumate. Aceasta a avut 2 de 96 jumate și una de 97. Aceasta parcă 96, parcă. Aceasta 96 jumate și 95 jumate la Oradea, a fost mușcată, de spate nu era în formă, la blană. Aceasta 96 și 97, puntaje, Paul Luțiu, masculul. Aceasta nu mai știu exact. Cred că 95 jumate și 96 jumate sau 96. Punctaje oricum foarte bune. Aceasta 2 96 jumate. Este cel mai bun filmele mele. Este și o mamă foarte bună. Vă doresc o zi bună la toată lumea. La revedere!